cu 15. Da, și voi ce de rost. Păi stai, trebuie să jucăm, nu trebuie să ne jucăm. Stai, stai puțin, stai puțin. Deci, găsiți numele natural X, Y, Z și încă X minus 1. X minus 1. Pe lângă Y plus 1. Pe lângă Z minus 3. Da. Egal cu 15. Da. Domn profesor, eu cu David, eu cu Davide, adică, păi nu e pe ghicit, că noi ne jucăm cu numerele care dau 15, adică 1, 3 și 5, dar că trebuie să matematic. Sunt. Cum adică matematică? Nu avem cum. Ba, și da. Practic, de exemplu, dacă facem acum 3 ori 5 ori 1, X va fi egal cu 4. E bine ce spui acum. Așteaptă. Urmărește ce spune ea, ca să... Eu, tu când mă presez cu chestia asta, eu sunt concentrat acolo și nu te pot lua pe tine. Este o chestie frumoasă. Păi, ne jucăm cu numerele 1, 3 și 15, pentru că numai acestea dau 15. Nu ne jucăm. Adică le... Aflăm divizorii lui 15. Da. Și de, ca divizori nu există altă alternativă decât 1, 3, ori 5. Și noi am zis că ne jucăm că le amestecăm pe acolo, că sunt mai multe variante. Păi asta vreau să le prind pe toate. Sunt 8 variante. 8 variante, da? Da. Hai să vedem. Păi avem 5 ori 3 ori 1, avem 5 ori 1 ori 3, avem... Deci, ca ordine, 1, 3, 5, lăsăm așa, da? Apoi, de-a 1, 5, sub, vă rog. Da. 1, 3, 5. Apoi, 1, las 5, pe 1 3, fix. Da. 5, 3. 3. Apoi avem 3, 5, 1. Aduc pe 3 la început. Hai răbdare. Da, 3, 5, la 3 la apoi 1. 1, 5. Da, 3, 1, 5. Tot 3, 3 rămâne. 3, 5, 1. 5, 1. 5 îl punem pe 5, 3, 1. 5, 3, 1. 5, 3, 1. Și 5, 1, 3. 1, 3. Și atunci, în prima 6, situație, Y va... De ce ai spus 8? De ce ai spus 8 cu 6? 2, 4, 6, voi. Hai, nu contează, bun. Așa, m-am încurcat, mă scuzați. Așa, da. Și în acel moment, în prima situație, 1, 3, 5, X o să fie 4, pentru că 4 minus... nu, stați, am 1 minus 1, 0. Așa, da. Deci, X o să fie 2. Da. Așa. Dar de ce nu facem noi calculul ăsta? Hai, mă, să avem deci, răbdare. Zic. El are altă idee, da? Eu am altă idee. Te rog. Acum să-l urmăm și pe el. Eu așa ce mai întâi, 15 minus 1 plus 3, adică 4, plus 1. 1 plus 3? De unde da. 1 plus 3? Adică, uitați-vă acolo, minus 1 și minus 3, eu le adun pe alea și îmi dă 4. De la Z, zice. Z minus 3. Z minus 3 și Z X minus 1. Le aduc și îmi dă 4. Dar de ce să le aduc? Urmărește. De ce motiv ai să le aduc? Pentru că... Convingere acum. De ce le aduni? Dar spune cum ai făcut, Davide, până la sfârșit. Ceea ce ai făcut? Cum până la sfârșit? Da, zic, dar domnul profesor înțelege. 1 plus 3 care mi-a dat 4 și am făcut 15 minus 4 care mi-a dat 11. 11 plus 1 care mi-a dat 12 și am împărțit la 3, pentru că sunt 3 numere. Și mi-a dat 4. Și după am pus X, Y și Z, toate sunt 4. Păi da, există și varianta asta. Nu. Da. Adică există varianta cu Y4, X4, Y4 și Z4. Nu știu, să vedem dacă vedeți există, că avem da. Acolo, că dacă... Păi da, stai că... E tot una. Da, vedem. Uite, așa am făcut. Eu am înțeles, domn profesor. Uitați. Uitați, din 15 ăsta, el a sesizat aici 1 minus 1, 1 plus 1 minus 1, minus 3. Și 15 minus 3, 12 și are 3 numere egale. Deci, ați înțeles? Parantezile respective. Da. Și are 3 numere egale. Și au văzut el că ar fi fiecare 4. Adică 13, 12 ăsta care îi dădea împărțit la 3, era cam 4. După aceea au zis, atunci 4 minus 1, x3. 3. Y plus 4 plus 1, 5 și aici Z 4 minus 3, 1. Știți? Și o găsit doar, da, nu e cuprins pe toate. Posibil să fie. Toate. Păi toate? Îți spune variantele. Iar chestia asta la tine, jocul ăsta, e corect? Spui așa.
Unuia îi lipsește 3, altul îi lipsește 1. Unul are pe 1 plus. Exact. Și cauți să să le echilibrezi, dar una să le echilibrezi pentru adunare și alta este pentru înmulțire. Lucrurile sunt complicate aici. Deci nu poți să faci așa. Deci nu, nu e. E o întâmplare din nou. S-a întâmplat că iară da? Să 12 iar... le lasă să se împartă la da, 3. Da, da, da. Dacă da. Le dea 13, nu mai puteai deci să-l împartă la 3. Întâmplare. Ai înțeles, Davide? Deci nu e corect să nu mai faci așa. Deci nu te, nu te... Uite, vreau să te convingi tu și să, o să încercăm să găsim un contraexemplu. Când șmecheria asta pe care ai sesizat-o, tu nu mai merge. Exact. Dacă te dea 13, ce făceai? Asta încearcă domnul profesor să zică. Păi 13 nu se face la 3. Păi nu se împărțea la 3 și atunci și atunci nu mai puteai să faci. Tocmai asta îl punctăm. Nimic, practic. De aceea, partea logică a lucrurilor, asta este. Ne gândim cât ori, cât ori, cât să facă 15, care sunt 3 numere care înmulțite să facă 15. Și atunci le luăm pe toate variantele. Adică 1, 3 și 5, în timp de mulțire, pot să fie. Ori ăsta 1, 3 și 5 celălalt, ori tot 5 și 3, ori pe primul loc 3, 1 și 5, ori 3, 5 și 1, 5 și... Deci toate variantele. Uite, vedeți, iarăși o chestie, slăbiciune în raționament. Eu trag de voi să reușim cât mai repede. Deocamdată ea încearcă sentimentul dezamăgirii atunci când el acum e atât de distrus sufletește pentru că n-am ea acceptat lui ideea lui, încât nici nu vrea să mă vorbească acum. Este o chestie de front de care o face. Pur și simplu spun, cum doare tu mai dai de pământ așa? Eu am și eu ideea mea și tu tot vii împotrivă. Dar dacă să ajungem la ideea ta, din toate cazurile acestea, sigur, ajungem și la un sigur că ajungem și la răspunsul tău. Dar, nu-i dar acela nu e complet în analiză. Și este greșit prin felul care ai făcut-o. Tu trebuie să ai puterea să accepti. Dom'le, dacă e greșit ceva și îmi face cu argumente, îmi spune că e greșit, atunci nu țin la ideea mea din capriciu. Faci pasul înapoi și... Da, dar niciun... Nu se mai vezi niciodată când am greșit ceva, chiar sunt primul care spun, am greșit aici. Da? Deci sunt fair play. Trebuie să învăț din greșeli. Nu trebuie să fiu așa spune. Nu, domnul, nu discut. Nu e ideea mea, nu discut cu tine. Da? Așa trebuie să învățăm. Dacă suntem convinși. Și am văzut la amândoi. Sunteți orgolioși în păstrarea ideii. Da? Dar ideea aceea, orgolul acela, trebuie să înțelegeți că dacă e prost, e prost. N-ați văzut? E ușor ăsta, nu-l facem. Eu tocmai da? Asta vreau, nu-i spune de loc ușor. Abia acum am dat drumul la discuții frumoase pe Hristos. Exact. Că era și puțin logic. Adică era logic că în tabla înmulțirii nu există alte numere care stea 15. Bun. Alte trei numere. O să dau drumul la discuții mai tare acum așa, dar să ne oprim aici. Hai să facem, cazul 1. De la primul nu-ți dă. La cazul 1. Primul îți dă. Hai să vedem. Da, 1 minus 1, 0. Deci cazul... Omule, X poate să fie orice cazul număr. Cazul 1, da? Ascultați. Vă rog tare mult, hai, contu-mă, te rog. Hai. Zic cazul 3, scrii și tu astea. Nu le-ai scris că nu te interesa ce poate aici. Deci, așa, chiar sub ele vreau scrise. Așa să se vadă. Ne-am scris la profesor. Da. Dar știți ce cred eu că n-am înțeles? David, de exemplu, el crede că numerele ar trebui să fie unul mai mare. Că, de exemplu, a zis că la primul nu se poate, pentru că 1 minus 1 ar da 0. Dar X, poate să, X, Y și Z poate să fie orice număr. Exact. Adică de la 1 la 9. Noi vedem îndată când ne aducem acolo și situația e imposibilă, că este una falsă, da, se elimină acelea. Dar trebuie să analizăm pe toate 3, pe toate 6. Alo. Alo. Tot bine. Mă ne-a zis la 7, da. Acum azi, așa. Da, da.
Da. Așa. Dar acum suntem la o oră de clasa a 5-a. Alo. Da. Alo. Alo. Nu, am închis eu, din păcate. Deci așa, cazul 1, ia să vedem da. Cazul 1. X minus 1 egal cu 1, da? Y plus 1 egal cu 3. Și Z minus 3 egal cu 3. Da. Cu 5, aici, cu 5, da, cu 5. De aici nu este că X egal cu 2. Cât copii, ziceți? 1 X egal 2. Y aici, egal 2. Y egal cu 2. Cu, și Z egal cu 2, dacă 3 minus 1, da? Și Z este egal cu 8. 5 plus 3. Z egal cu 8. Acum 2, 2, 8 este un triplet. Care da, ne mulțumește, o variantă. Da? Acum, varianta a doua. Cazul 2. Cazul 2. Da, nu, astea sunt ce-o rezultat. X tot 2. Acum plecăm cu X minus 1. X minus 1, Davide, tu condumă tu. X minus 1 egal cu 2. Nu, 1, uite acolo, 1. X minus 1 egal cu 1. Poți citi așa, X minus 1 egal cu 1. Descriem 1. Așa vreau să scrii. Rezultă că X egal cu 2. Să scrii pe toate. Da. Da. Y plus 1 egal cu 5. Și Z minus 3 egal cu 3. Egal cu 3. Nu sunt convinsă că înțeles, domn profesor, ce spuneți. Ia să iau. Mai. Ăsta trebuie să facă 15. Și înseamnă că rând este 1, 3 și 5 în toate variantele. Da, vede. 1 ori 3 ori 5. Fac 15, nu? Dar de ce am zis eu 1 ori 3 ori 5? Pentru că trebuie să ajung la 15. Dar de ce nu am scris... Da, vede așa, 1, 1, 1 ori 1, ori 3, ori 5. Că tot 15 fac. Am scris numai o singură dată 1. Pentru că am o singură paranteză. Am 3 paranteze, n-am 4 paranteze. Tocmai vreau să vă prind într-un exercițiu data viitoare, în care să vă dau tot cu 15, dar să vă dau 4 paranteze. Și atunci ați fost obligați să luați pe 1 de 2 ori. Da. 1 ori 1 ori 3 ori 5. Și atunci începea munca foarte tare, foarte interesantă. De repartiție și toate cadrele care avea să le facem. Dar aici autorul a fost drăguț și ne-a dat doar 3 paranteze, 3 termeni. 1, 2, 3. Și atunci am avut nevoie de 3 termeni. 1, 3 și 5. Și uitați-vă că sunt numere prime între ele, da? 1, 3 și 5 nu mai au divizor. Și acum... X minus 1 poate să fie 1, Y plus 1 să fie 3, Davide, și Z minus 3 să facă 5. Sau, X minus 1 să fie 1, dar Y plus 1 să fie acum 5. Și Z minus 3 să fie 3. De ce? Pe toate. De ce le-am pus aici, în toate cele 6 cazuri, și am zis, 1, 3, 5, înțelegând, așa, corona asta, corona asta, da? Fac 15. 1 ori 3 ori 5. Da și 1 ori 5 ori 3. Da și 3 ori 1 ori 5. Da și 3 ori 5 ori 1. Da și 5 ori 3 ori 1. Și 5 ori 1 ori 3. Bine, să zici că fac tot 15, David. Dar ai să vezi că X și dau diferiți. Ești pasiv acum. Dacă uite așa, unde nu ți-e plan? Aici am înțeles. Da, trebuie 1 ori 5. Da. Păi a spus că numele ăla e 5, 3, 1. Nu trebuie să nu primim alea cu 1 sau 3 sau 5. Nu, n-a zis că X-ul e 1. A zis că X minus 1 e 1. Ia uite-te, deci, David, de la cazul. Toată asta, Davide, toată asta așa e 1. Este 1, Davide. Y plus 1 e 3. Tot ăsta de aici este 3. Toată paranteza. Și tot Z minus 3 este 5. Ca să fie 1 ori 3 ori 5, ca să fie așa. Dar după ce calculăm, ne dăm seama cât este X-ul și Y-ul și Z-ul. Mă deprinde la asta. Dar insistă, băi, insistă ca să... Deci, băi, ce insistă? Nu trebuie să fii... Să fii pe fază acolo. Mă gândeam că numele alea care le-a spus dumneavoastră.
Așa, tu gândeai că x da, este 1, da, da. De ce 1 minus 1 zicea exact. Acolo, nu? Da, 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 și vedea 0, zicea că, Doamne, cum? Da, zicea, ce fac exact, aici, ce bătălie asta? Exact. Da, te ridici și spui, vii acolo și mi-arăt. Nu, domnule, nu înțeleg aici, cum? Dacă eu mă ofesc pe x cu 1. Ei, nu, toată asta e 1, toată asta e 3, toată asta e 5. Ai înțeles? Când așa se face 1 ori, 3 ori, 5. De ce la cazul 1? Ce am făcut la cazul 1? La cazul 1, am zis, x minus 1 este 1, y plus 3 este 3 și z minus 3 este 5, vezi? A și scris, domnul profesor, de aia 1, zice, 3 și 5. Care caz. Deci am tradus situația 1. Deci, ăsta e cazul 1. Ăsta e cazul 2, da, 3, 4, 5 și respectiv 6. Pe toate le analizăm acum. Și să vezi că X și dau diferiți. Nu înțeles, mai... Mai reluăm o dată, da? Da. Zicem așa, Adamele. Aici sunt trei paranteze. Una, două, trei. Cât ori, cât ori, cât să facă 15. La mulțire, trei numere, eu înțeleg prin număr paranteza asta. Al doilea număr este asta și al treilea număr asta. Cine? Care sunt cele trei numere? Care mulțite să facă 15? 1, 3 și 5. 1 ori 3 ori 5. Da? Da. Și acum, cum nu, ele... Toate parantezele trebuie să îndeie numărul ăla. Toate paranteza, toate... Parantezele cele mulțite, trebuie să dea 15. Toate 3 mulțite. Și atunci începe jocul. Cine să fie x minus 1? Prima paranteză. 1. Cine să fie a doua? 3. Cine să fie a treia? 5. Dar ele se pot schimba cât înmulțirea a 3 numere este, cum se cheamă? Comutativă, nu? Comutativă, de putem schimba locurile fără de să stăm pe gânduri. Și atunci apar cazurile și astea. Cazul 1, când am văzut așa ceva. Cazul 2, aici. Domn profesor, știți unde insist puțin așa să faceți? Numai dacă doriți să faceți. X egal cu 1 plus 1 aici face 2. De încoace Y cu cât este, David? Y egal cu 5 căzuturul 4. Și aici Z egal cu 3 plus 3, 6. Cazul următor, cazul 3, o să avem, dictează-l. Hai scrii și tu, că nu mai ai scris și rămân acolo lucrurile nefăcute. Da. Câte vreme acum sunt aici, cu altă idee, nu mă pot să întrerupe. Și fac toate cazurile și am fac și problema ta, da? Da, nu. Tot așa e chestia asta, numai că vreau să... Dar ea, Mirna, lasă tu, domn profesor, să termine cazurile, că a venit clasa 7. Da. Deci x minus 1 egal cu cine? Davide. X minus 1 la egal 3. Cu 4. X minus 1 egal cu 3. Nu x-ul da, vreau. Păi acolo pune. Nu vreau să spui x-ul. Toată paranteza este 3. Da? Toată paranteza e 3. X minus 1 egal cu 3. 3. Apoi Y plus 1 egal... Y plus 1 egal cu 1. Y plus 1 egal cu 1, corect. Și? Z minus 3 egal cu 5. Z minus 3 egal cu 5. Deci X-ul va fi egal cu... X va fi egal cu 4. 4. Y cu 0. Dar de ce nu scrii tu? Nu știu. A scris. Nu ai scris pe cazul ăsta. Nici eu nu l-ai scris. Bă, dar... A scris că... Da? Nu la următorul e 0. Dar nu rezultatul, da? Y egal cu 0. Și Z-ul... Z egal cu... 3 cu 5? 3 cu 5, 8. Cazul 4. X minus 1 egal cu cine? Care e varianta? X minus 1 egal cu... La 4, 3. 3. Y plus 1. Y plus 1 egal cu 5. Da.
Și zet. Și zet minus 3 egal cu 4. 1, da. Deci y-ul egal cu 4. Y-ul egal cu... Egal cu... 4. 4. Și egal cu 4. Și zet egal 4. Ia la 4, 4, 4. Da, dar tu unul singur prindeai din întâmplare. Dar toate celelalte... Ai înțeles acum? Deci ai dat și peste al tău. Da? Ai dat și peste al tău. Că-ți verifică. Dar nu le-ai prindeai pe toate variantele. Da? Aici te-ai convins că am avut dreptate, da? Și acum și cazul 5 și cazul 6, termin acasă și cu asta așa trebuia făcut exercițiu. Da? Nu știu cum l-ați făcut la școală, dar dacă n-ați raționat așa, nu s-a făcut. Nu l-am făcut, dar e temă suplimentară pentru vacanța asta prelungită. Am înțeles, cu două zile! Haideți să facem sinteza. Sinteza, domn profesor, să facem. Da, uite, să am făcut... Am făcut așa. Exemplu cu necunoscută. Acum ce... ordine efectuare, operații și paranteze. A, așa, așa. 1. Ordinea efectuării parantezelor și a... și a operațiilor. Ordinea efectuării parantezelor și a operațiilor. 2. Divizorii unui număr. Unui număr. Și 3. Teorema împărțirii cu rest. Cu rest. Și 4. Metoda figurativă, nu? Ai, dar ai înțeles-o pe asta, nu? Da. Ai înțeles-o, Davide. Așa de-a de luat, pe viitor. Eu vreau să facă la 6, știi? La 6, Y-ul era 0. Metoda figurativă, da? Da. Și asta, asta cum? Domnul. Și am zis, sau divizorii unui număr. Ca asta ascult, divizorii număr. Divizorii unui număr. Da? Divizorii unui număr. Mă văd eu, mă văd. Te vezi, te vezi. Te vezi eu cum? Uite așa. Acum, te vezi? Ia să vezi la tine. Da, se vede, se vede. Se vede până aici. Bun? De nu vrei să fii, șoven, nu uita de la și șef. Bravo! Să rămână!